Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara și sper bine v-am găsit la radio, pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și YouTube. Anul pe care l-am străbătut, lunile de aceleași fel pe care le avem în față, au fost și sunt exerciții de adaptare, de reinventare pentru fiecare dintre noi. Și aceasta poate fi partea plină a paharului experienței pe care o trăim. Pentru a vorbi despre lecțiile acestui an de pandemie, despre reinventare, despre măsura în care am fost și suntem pe cont propriu în această experiență, despre alegerile pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi, am invitat astăzi în Piața Victoriei o doamnă care mi este foarte dragă și pe care o respect foarte mult. Profesoară de științe politice la SNSPA, doctor în filozofie, inițiatoare a studiilor feministe și a studiilor de gen în România. Bună seara, doamnă profesoară Mihaela Miroiu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, Piața Victoriei. Bună seara tuturor! Înainte de a începe discuția, vreau să vă spun ceva, dragi prieteni. Este o mărturisire și o resimt aproape ca pe o datorie. Pentru prima dată, COVID a lovit rău aproape de mine. Nădăjduiesc să se termine cu bine, dar am înțeles mai bine ca niciodată, la nivel personal, dincolo de statistici, de știri, de relatări de presă, de interviuri, cât de periculoasă și perfidă este boala aceasta. Că poți să fii perfect sănătos, să faci sport, să ai o viață bună, să fii nefumător, să începi cu o tuse ușoară, să faci ceva febră, după două zile să ai afectare pulmonară 5%, iar după alte patru zile să ajungi la 60% afectare, 75% saturație, mască de oxigen și internare cu mare dificultate, având în vedere criza din spitale. Vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă! Nu e propagandă, este ceea ce eu am făcut deja cu AstraZeneca, și abia aștept rapelul din mai, dar cu oricare vaccin credeți că e mai bine. Cu oricare vaccin vă inspiră mai multă încredere. Dar vaccinați-vă, pentru că nimeni și nimic nu vă poate garanta că veți face o formă ușoară, că nu veți trece prin suferințe foarte mari sau chiar mai rău. Sunteți vaccinată, doamna Miroiu? Da, sigur. Deci eu deja mi-am făcut rapelul de o lună. Cu ce v-ați vaccinat? Normal că m-am vaccinat. Cu Moderna. Și nu v-a fost frică că este testat insuficient? Măcar o secundă. Deci n-am avut nici o secundă de reținere, nici eu, nici unul dintre prietenii mei și nimeni din familia mea. Mi se părea și stupid să îmi fie frică. Adică, pe de o parte, am făcut vaccinuri obligatorii toată copilăria și adolescența, le-am făcut vaccinurile obligatorii. Nu negocia nimeni cu noi dacă vrem sau nu. Dar eu, de exemplu, fac parte din generația care încă avea poliomielită, care a fost eradicată. Au fost multe boli eradicate exact din cauza folosirii, inventării și folosirii vaccinurilor. Mai e încă un lucru care mie mi se pare elementar. Dom'le, rațiunea noastră trebuie să facă priză la știință și să fim recunoscători pentru ceea ce știința, în sensul ăsta, biologia, știința medicală, inventează. Deci eu am o mare gratitudine pentru tot ceea ce se cheamă inovație în zona aceasta, pentru că deci noi am început... Când eu m-am născut, erau pe planeta asta, erau puțin peste 2 miliarde de oameni. Acum 7 miliarde și 500 de mii de oameni. Motivul cel mai important este vaccinul. Peste tot. Adică, pe de o parte, există o tradiție veche, istorică, deja consolidată, că dacă vrei să scapi de epidemie, de boli contagioase, de pandemii, te duci frumușel și te vaccinezi. Pe de altă parte, cum vrei să trăiești altfel? În primul rând, deci mie mi se pare imoral să nu te vaccinezi dacă nu ai, de exemplu, boli autoimune sau ceva care să nu te califice. Mi se pare imprudent, nu mai vorbim, dar mi se pare complet imoral. Și mi se pare cu atât mai bizar cu cât o grămadă de lume
se declară creștină. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, începe cu o chestiune foarte simplă. Nu-l vătăma, nu-i fă rău, nu îl duce în boală și poate în moarte, chiar fără să știi, pentru că ești purtător, poate ești purtător asimptomatic. Deci mie mi s-ar fi părut cumplit, chiar dacă aș fi trăit într-o cazemată, într-o peșteră, mi s-ar fi părut cumplit ca eu să ies 5 minute și să aduc în peștera mea, unde mai erau câțiva membri ai familiei, boala asta. Deci, dacă dumneavoastră credeți în ea, dar am ajuns să credem sau să nu credem în boală, aproape mi. Deci asta e, chestia cu cred sau nu cred, este o tâmpenie. Deci mi se pare, de ce vorbim aici? Ce este boala? Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos, Moise, și, sau mă rog, spiritul de un anumit fel să crezi sau să nu crezi. Acestea sunt chestiuni de ordinul evidenței. Se bazează pe dovezi. Dovezile le poți accepta sau poți să nu le accepti. Dar nu poți să crezi sau să nu crezi în ele, că nu e vorba de niciun fel de religie în toată povestea asta, e vorba de știință. Da? Și atunci, cum vă explicați rezistența? Că există o rezistență la vaccin pe care deocamdată nu o sesizăm, pentru că au fost puține vaccinuri, dar iată, la AstraZeneca sunt multe locuri goale, iar la restul, listele de așteptare nu mai cresc. S-a atins un prag. Acum două zile m-am uitat că erau înscriși 700.000 de oameni și m-am speriat. Efectiv m-am speriat. Deci am avut un șoc. E puțin sau mult? Este infim. Infim, da. E infim pentru că e vorba de liste de așteptare. Da. Și te-ai fi așteptat, clar că oamenii au învățat lecția. Că pe de-o parte chiar nu pățesc nimic. Și pe de altă parte este singura noastră formă să ne întoarcem la o viață normală, să nu îi omorâm pe alții și să nu ne sinucidem din inconștiență. Deci întrebarea rămâne, pare... de ce? Păi, este o noație foarte egoistă sau de ce? M-am gândit în foarte multe feluri și am început să întreb pe toți oamenii care mi-au spus că nu se vaccinează, că nu se vor vaccina. Și am rugat și pe prietenii mei, pe toți, că am spus că toți prietenii mei n-au avut nicio reținere, nici nimeni din familie și între prieteni, să întrebe om cu om de ce nu se vaccinează. Răspunsurile au fost toate la fel. Păi n-ai auzit ce a spus la televizor? Deci, eu cred că inamicul principal al vaccinării la ora actuală sunt televiziunile care invită medici submediocri, lăutari în această chestiune, fără niciun fel de cunoaștere serioasă a acestui domeniu, care invită șarlatani de diverse feluri care se pronunță pe absolut orice, invită circari care efectiv distrag atenția și ce le place este să iasă în evidență, induc o îndoială cumplită în oameni, și fac să nu mai știe ce să creadă. Și mai rău decât nu mai știu ce să creadă, că s-ar fi un scepticism, îi fac să nu, să nu se ducă, îi sperie. Deci, eu spun foarte clar, e adevărat că ne place să dăm cu pietre, că biserica, că lumea, că se adună, că popii. Fals! Eu n-am primit de la niciun singur om, nici la prima și nici la a doua mână, răspunsul din cauza că ne-a zis preotul. Nu. Toată lumea a dat același răspuns. Ai auzit ce a spus la televizor? L-ai auzit pe cutărică, dar pe cutare. Deci, ca să zic așa, răul principal vine de la televiziunile irresponsabile. Și soluția? Pentru că suntem totuși într-o țară democratică în care dreptul la liberă exprimare... Deci eu cred că CNA-ul doarme, scuze, dreptul la liberă exprimare... Nu e chiar dreptul la liberă exprimare total irresponsabilă într-o situație de criză major. Îmi pare foarte rău. Asta nu funcționează. Adică, pe de o parte, cum să spun, ceea ce poate să te rețină pe tine ca persoană, jurnalist sau nejurnalist, în a abera sau a încuraja aberațiile, pentru că, de fapt, mai ales încurajează aberațiile invitând niște oameni
știu foarte bine ce le poate pielea acelor oameni. A încuraja aberațiile înseamnă, în primul rând, că ești complet imoral. Că deontologia jurnalistică pentru tine nu face doi bani și că nu-ți stresare conștiința nici măcar o secundă. Că datorită ție și a celor pe care i-ai invitat, împingi oamenii către boală și moarte, despre asta vorbim. Deci eu personal acuz, clar, televiziunile care fac astfel de propagandă, că împing oamenii spre boală și moarte. De altă parte, doamna Miroiu, sunt acolo în studio medici cu grad mare, profesori universitari adesea. E greu să le contești totuși punctul de vedere. Sunt cu atât mai derutanți cu cât au poziții înalte în sistemul medical. Nu avem și acolo o problemă? Ba da, și eu nu știu. De fapt, știm ce face Colegiul Medicilor. Când a fost la Colegiul Medicilor, doamna cu pricina, am uitat cum o cheamă, care făcea minuni așa, online, tratamente online miraculoase, șefa Colegiului Medicilor din Oradea, parcă, a spus că, deci ea după aceea a vorbit cu jurnaliștii și declarația a fost că doamna doctor a venit îmbrăcată foarte elegant și s-a purtat elegant. Despre asta era vorba. Deci, eu cred în continuare că cel mai mare deficit pe care îl avem în societatea noastră este deficitul moral. Din punctul nostru de vedere, regula de aur, aia pe care o împărtășesc toate religiile și toate eticile laice din lumea asta, tratează-l pe aproapele tău așa cum ai dori să fii tratat tu, sau cel puțin nu îi face rău, abține-te să faci rău aproapelui tău, să nu există. Nu există, despre asta vorbim. Deci eu nu complic aici. Sigur că există N discursuri pe teme de etică, există N porunci, dar asta este elementară. Nu este nici numai creștină, nici numai musulmană, nici numai hindusă, nu e nici numai laică. E universală. De aici începem să fim morali, în momentul în care măcar ne abținem să facem rău aproapelui nostru. Moralitatea, asta este piatra de temelie a moralității. Deci eu cred că etica n-are legătură nici cu studiile, practicarea ei n-are legătură nici cu studiile și n-are legătură mai ales deloc cu funcțiile. Cum ar trebui să sune un mesaj de contracarare? Pentru că, bun, suntem unde suntem, avem televiziune pe care le avem, avem CNA-ul pe care le avem, sunt niște fapte. Cum ar trebui să sune un mesaj de contracarare a acestui antivaccinism, un mesaj inteligent? Deocamdată eu nu l-am văzut. N-am văzut niciun fel de mesaj provaccinist concertat și țintit. Cum ar eu cred că aș face-o în forma unui imperativ ipotetic. Vreți să meargă copiii la școală, atunci duceți-vă și vă vaccinați toți, profesori, părinți, ce-o fi, așa. Vreți, măi băieți, să mergeți la meciuri de fotbal și să n-aveți niciun fel de problemă de ajuns pe stadion? Vreți să mergeți la Untold, la concerte în aer liber? Vreți festival internațional de teatru, cum e, că eu chiar îl aștept, nu? Deci, dacă vrei aia, du-te și te vaccinează. Dar de ce nu mai ipotetic? De ce nu și practic? De ce nu se poate practic introduce? Aș face așa. Aș îngrădi accesul la toate acestea fără vaccin sau fără clar o dovadă că nu ai probleme legate de COVID. Deci, este un dacă atunci, un imperativ ipotetic, corect, dacă vrei să atunci fă putare, adică vaccinează-te, iar dacă tu nu vrei să te vaccinezi, nu vei face nici ceea ce ai putea să faci ca un om liber, care poate umbla liber fără să își atace involuntar semenii și fără să le facă rău, că despre asta vorbim. Nu avem niciun drept moral să facem rău semenilor noștri. Niciunul dintre semenii noștri nu are niciun drept moral să ne facă nouă rău.
De aici plecăm. Avem un guvern prea slab pentru a impune un asemenea mesaj? Nu cred că este guvernul prea slab. Odată că este o situație, oricine se uită comparativ, vede că situația e destul de asemănătoare. Noi nu suntem rupți din, mă rog, de ce e România altfel? Nu e. În pandemia asta România nu este altfel. Este și ea ca toată lumea. Buimacă. Este o experiență prin care n-am mai trecut de la diverse epidemii de ciumă sau de la tifos în primul război mondial. Cea mai mare parte a soldaților români au murit în război de tifos, nu cu arma în mână. Adică de la tifosul cu pricina, noi n-am mai avut experiență de asta. Adică, pe scurt, nu trăiește nimeni pe acest pământ care să fie avut experiența vreunei epidemii grave, vreunei pandemii grave. Nimeni. Și atunci, în mare măsură, uite cum e și cu cutremurul. Nu ți-e frică. Până nu l-ai trăit, până nu l-ai simțit, până nu te-a devastat și rămâne în tine pe veci. Frica asta rămâne în tine în veci. Și amintirea și știi ce trebuie să faci, ce reacții trebuie să ai. N-am avut experiența pandemiei. Uite acum avem. Data viitoare, că nimeni nu ne garantează că nu va exista mereu o data viitoare, data viitoare vom gândi diferit. Data viitoare nu vom mai face cum am făcut inclusiv eu. Nu? Când am intrat în primul lockdown, cred că era 11 martie sau așa ceva. 15 sau 16. Eram absolut caragioasă. Absolut caragioasă. Începusem să fac glume. Ne facem curățenie în șosetele din sertare, ziua întâi, ziua a doua, puneam poante. Eram e și asta un mod de a supraviețui. De ce spuneți că era caragioasă? Povestea asta durează 2 săptămâni și cam e pandemie, cam așa era în capul meu. Am râs de soțul meu care făcea aprovizionare la greu, în timp ce eu mă amuzam. Nu? El a fost mult mai conștient decât mine la vremea respectivă, pentru că imediat ce a auzit de chestia asta, s-a apucat să studieze problema pandemiilor. Eu aveam cu tot o altă agendă la ora aia, îmi făceam lansări de carte prin țară, nu știu, nu-mi pasa, pur și simplu, dolce, far, niente. Adică eram o persoană pe care nu atingea nimica, că ea avea treabă, își lansa cartea. O intelectuală în lumea ei frumoasă. Adică, pe scurt, eram nerealistă cât se poate. Noroc că el era mai realist. Dar, deci am luat-o cum am luat-o. Și mi se părea atât de absurd, încât pentru o perioadă scurtă, adevărat, m-am gândit și eu că e fabricat în laborator, că asta e o armă biologică. Deci, toate aceste scenarii tâmpite le-am avut și eu în mintea mea până când evidența, dovezile, cazuistica, cam în vreo 3 săptămâni, ne-au scos din cap complet chestia asta. Deci să ne înțelegem, nu ăștia care suntem, să zicem, cu mai multe studii și nesceptici în legătură cu asta. N-am primit o cunoaștere revelată de la început pe proporția groaznică a lucrului acest. Am dobândit-o negând complet la început povestea asta. Deci, realmente, luând-o, fie ca prin un experiment irresponsabil, n-am luat-o niciodată ca o conspirație, foarte adevărat, eu nu cred în conspirație, am o problemă cu explicațiile astea în care nu există personaje și dovezi. Se vrea, se face. Se vrea, se face, deci în personal. Se urmărește, da. Nu sunt genul care poate accepta așa ceva. Eu cred în liber arbitru tot timpul și neclintit. Adică, pe scurt, da, am fost neserioasă o perioadă până când nu am început să-mi explodeze în față dovezile. Eu am și mulți prieteni care sunt medici, unii sunt prieteni din copilărie și au fost primele mele feedback-uri groaznice. Deci viața lor a început să fie un coșmar. Și povesteau la mâna întâi, seara, întorși acasă, pielea jupuită, desfigurați, cu echipamente de protecție precare și improvizate, îmbrăcați în plastic, numai în pungi de gunoi nu s-au îmbrăcat, că n-aveam nimic la ora aia. Nu, da. Dar cum am ajuns ca oamenii ăștia să fie acum niște criminali? Au fost îngeri, au fost eroi, le-am cântat, i-am elogiat și acum sunt niște criminali. Noi nu,
Adică noi nu le-am cântat. Să ne înțelegem. Nu le-am cântat. Le-au cântat în Italia. Le-au cântat în Spania. Au fost și la noi câteva episoade punctuale, ce-i drept. Da. Nu știu, trei copii, vreo colindă, nu? Nu. Nu știm, exercițiul gratitudinii nu ne este familia. Dar chiar criminali nu n-au fost de la început. Acum au devenit de-a dreptul... Asta e o nebune. Deci, povestea asta, clar, știi că am și scris despre chestia asta. Treaba asta cu criminali. Eu nu știu, aș face efectiv, oricui spune chestia asta, aș face un proces foarte serios pentru calomnie, pentru că eu cred că unul din motivele serioase pentru care la noi continuă vorbăria irresponsabilă și nenorocită este că nu-ți plătești greșelile. Dacă procesele legate de insulte, calomnii și așa mai departe ar exista și oamenii ar plăti de s-ar speti, ar munci pentru prostiile pe care le-au debitat, s-ar mai calma. Dar în momentul în care tu confunzi libertatea de exprimare cu libertatea de a calomnia, de a insulta, de a înjura, de a distruge sufletește alți oameni, unde ajungi? Nu, greșeala noastră este că noi facem să plătească. Despre asta vorbesc. Există și ceva bun, o reinventare la care am fost obligați. Anul ăsta ne-a adus și ceva bun. Toate relele le știm, le simțim, le palpăm. Există și ceva bun în individual? Pe dumneavoastră, de exemplu, cum v-a schimbat anul ăsta de pandemie? Pe mine anul ăsta m-a schimbat... Pentru mine a făcut anul ăsta ceva foarte bun. N-am mai stat atât de mult cu fiul meu. De nu mi-amintesc de când. Am început să ne recunoaștem, înțelegem, comunicăm îndelungat, fără niciun fel de grabă. Asta cred că a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat fiul meu, având 42 de ani, adică o să ne înțelegem la vârsta asta, e mai normal că duci alte vieți fiecare generație. Și cred că asta a fost de departe cel mai bun lucru. Un alt lucru foarte bun a fost că solidaritățile au funcționat excelent la oamenii, la toți oamenii care știam că pot să fie solidari. Deci, în continuare au funcționat rețelele de solidaritate, inclusiv în viața mea sau în ce mă privește pe mine în viața altora, au funcționat foarte bine. Adică, egoismul și instinctul de conservare se opresc undeva. Acolo unde este vorba de oameni de care realmente îți pasă foarte mult. Și dacă nu poți să faci altceva pentru ei, măcar le duci un coș cu merinde la scara blocului. Sau faci alte lucruri pentru că ei sunt bolnavi și sunt închiși casă. Toate astea au mers. Faptul că, uite, până și primăria de care aparțin avea un serviciu care mi-a dat telefon, că eram pe lista persoanelor de peste 65, și m-au întrebat ce pot să facă ei pentru mine, că m-au sunat organizații de voluntariat care nu mă cunoșteau, nu știau nimic despre mine. Și au sunat și pe alții la fel. Asta mi se pare un lucru foarte bun. Deci, organizarea aceea în rețea de sprijin a fost destul de rapidă, mi s-a părut formidabilă. Alt lucru extrem de bun este că au funcționat în continuare fără niciun fel de probleme, mari întruniri profesionale, conferințe, seminarii, că s-au internaționalizat mai mult decât de obicei, că toată povestea asta cu online-ul a creat facilități extraordinare în materie de comunicare academică, de exemplu. Cu care enorm. Vom rămâne. Cu care vom rămâne și cu care vom rămâne, pentru că nu văd ce ne face să nu rămânem. Adică deja ne-am pregătit foarte bine pentru chestiunea asta și cred că e un proces irreversibil. Adică costurile unei conferințe internaționale de obicei erau foarte mari pentru toată lumea. Ei, uite că se pot face și altfel, cu costuri minime, nu e același lucru. Mi-am ținut cursurile în felul ăsta.
Dar în legătură cu cursurile și în relația cu doctoranții, aici sunt lucruri cu două... Cu două tăișuri. Eu nu pot să fiu o mașinărie cognitivă. Nu sunt asta. Dacă nu-i simt acolo că sunt cu mine, că îi ascult, că mă ascultă, că îi simt din cele mai mici semne, că ceea ce se întâmplă acolo e pentru ei, pentru mintea lor, pentru felul în care ei se formează. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le simți și cu alte simțuri, numai cu auzul și mintea. Sunt chestiuni foarte clare, devin palpabile. Inclusiv, nu, e la vârsta mea, gradul de oboseală, am 43 de ani de învățământ, nu? Gradul de oboseală este foarte mare. Ceea ce mă reanima sistematic erau orele cu ei, pentru că îmi ridicau, din nou ajungeam la o stare destul de dificilă la vârsta asta, entuziasm. Simțeam cum mă entuziasmez și ne entuziasmăm împreună. Ei, n-am mai trăit nici 5 minute de entuziasm. Nu. Am avut doar o bună relație de comunicare. Pur și simplu, comunicare verbală, deci din punct de vedere cognitiv lucrurile au stabil. Au lipsit mai puțin decât de obicei, au fost mai serioși, că probabil nici nu mai aveau ce face. Au fost mai puține lucruri care le-au distras atenția. Great. Sunt profesori care spun că cei inhibați au fost mai dezinhibați în sistemul online. Da. Și asta e adevărat. Și asta e foarte adevărat. S-au simțit mai în largul lor, doar față în față cu computerul, cu ecranul. Credeți că ar trebui să existe cursuri remediale și în învățământul universitar, așa cum există în preuniversitar? Nu știu cum să spun. Eu cred că există cursuri iremediale tot timpul. Și cursuri remediale tot timpul. Adică întrebarea mea a rămas aceea pe care mi-am pus-o din prima zi de profesorat și chiar și ca studentă și elevă. De ce sunt eu aici? De ce sunt eu la ora aceea? De ce predau eu lecția asta? Sau cursul ăsta? De ce fac lucrul ăsta? Adică, pe scurt, cred că de copii, de adolescenți, de tineri și chiar de maturi, se prinde numai ceea ce are sens. Se prind lucrurile cu care pot face ceva ulterior, care îi ajută să gândească, care îi ajută să acționeze. Sunt foarte multe situații în care ei nu învață asta, nici offline, nici pe viu. Învață cunoștințe. Bravo! Ok. Dar nu învață ce să facă cu el. Dacă într-un sistem de referință eu învăț numai cunoștințe, dar nu și ce să fac cu ele, oricum n-ai ce remedia. N-ai ce remedia. Deci de asta spun că, acum sigur, sunt situațiile astea de genul comunități, sate îndepărtate, care n-au avut acces la internet, care n-au avut tablete, care au fost 6 copii în familie și eventual o singură tabletă, aici este obligatoriu să faci. Și cred că pentru asta există vacanța de vară în care se poate foarte bine programa remedierea lucrurilor ăsta. Mai e o datorie din toate punctele de vedere și pentru învățători și profesori. Să ne înțelegem că dacă ei n-au făcut online, înseamnă că n-au făcut deloc. Nu? Iar dacă n-au făcut deloc, dar au luat salariile, păi cam e cazul să recupereze. Le facă. Nu? Deci îmi spuneți că ceea ce era interesant se putea învăța și online și s-a învățat și online și ceea ce merita reținut și capta atenția elevului, ceea ce nu era, oricum și la școală era pierdere de vreme într-un fel, adică nu ducea niciunde. Doamna profesoară Miroiu, femeile au fost mai lovite de această pandemie? Nu de boala în sine, că aici nu facem statistică medicală, ci de situația creată de pandemie. Da, e clar. Sunt cu două, trei mai multe femei care sunt și-au pierdut locurile de muncă decât bărbații, asta e limpede. Deci e vorba în special de cele care lucrau în servicii
și în situația în care aveau locuri de muncă care s-au închis. Sunt foarte multe femei care lucrau, cum ar fi, de exemplu, menajerele, nu? Sau dădacele, care au pierdut locurile de muncă și nici măcar n-au putut să aibă un ajutor de la stat, că din punct de vedere legal erau, de fapt, angajate la negru. Nu prea existau din punct de vedere legal. Nu prea existau. Deci asta cu locurile de muncă a fost devastator pentru ele. De cu două treimi mai multe decât bărbați. Și a crescut foarte mult violența domestică. Foarte. Deci, starea asta de pandemie, cred că cumva a cernut și cuplurile. La modul serios. A avut un impact foarte serios asupra cuplurilor. Dacă oamenii au fost, de obicei, plecăm și mai scăpăm de ceilalți din casa noastră. Uneori se întâmplă chiar, nu? Să ne luăm nu știu câte servicii și nu știu câte sarcini, dar de un venit cât mai târziu acasă și să avem cât mai puțin contact cu membrii familiei. Hai să nu fim ipocriți, se întâmplă, da? Bun. Acum ai fost silit să stai cu toată lumea asta, cu care de obicei să te ai la cină, eventual în weekend. Ai tot timpul, sau aproape tot timpul. Ei, cred că cine a rezistat în cuplu și cu o stare de bine și de siguranță că e cu ceilalți din familie, va merge mai departe foarte senin. Dar în același timp, ai văzut foarte bine că dacă încep să spui în fiecare zi întrebarea, dar ce caut eu lângă oamenii ăștia sau lângă omul acesta, ți-ai primit răspunsul negativ, n-ai ce căuta anul acesta. Poate anul acesta și... Nici nu i-a fost un lucru rău. Această păi nu, adică se cern apele. Da. Problema e să nu se cearnă cu pumni, cu picioare sau prin tortură psihologică. Este foarte important. Eu mă mai gândeam la un aspect. Cât de greu este pentru o femeie să-și facă și meseria, având grijă și de copii în același timp? Adică nu mai era diferențierea aia foarte clară a locului în care ești la serviciu. Erai la serviciu în timp ce în cealaltă cameră țipau indienii. Adică, asta a fost sport extrem. În genere, imaginea standard în culturile astea înapoiate, cum e cultura noastră, este de femeia Shiva, nu? Într-o mână ai cratița, în alta copilul, în alta cartea, într-alta eventual vreun strunc sau Dumnezeu știe ce. Doar că de data asta nu mai a fost metaforic, a fost... Numai că de data asta au fost toate acolo, toate acolo. Sunt mai multe chestiuni. Odată că nu avem o populație sau proporția bărbaților capabili de autonomie în viața casnică este foarte mică, în consecință mai trebuie și ei îngrijiți și hrăniți săracii, că sunt micuți și infantili, adică pe scurt, sunt niște creaturi dependente. N-au învățat să fie niște oameni independenți. Mai rău. Au fost învățați de mamele lor să fie niște creaturi. Este foarte adevărat. Au fost învățați de mamele lor și lăsați de nevestele lor să continue chestia asta. În același timp, nu știu să fie părinți la cu frecvență mulți dintre ei. Adică, faptul că educația pentru viața privată, de exemplu, în școală, este zero. E zero. Noi nu avem educație pentru viața privată. Iar în familie ai un tip de model care te duce așa de parcă ar fi natural. Nu? Natural ca unul să stea cu telecomanda și berea și natural ca alălalt să-i spună des picioarele la o parte să șterg podeaua. Sunt scenele astea naturale. Cred că în familiile în care bărbații au fost înainte partenerial și au avut bun simț și au fost dați la cu frecvență, s-au ușurat reciproc, în sensul că a mai preluat celălalt sau cealaltă. Au știut să-și respecte timpul în care unul e mai liber, altul e mai ocupat, fiecare a făcut ce putea. În familiile astea taliban stupide, nu. Toate au intrat în cârca mamelor, în condițiile în care era destul de riscant să mai ai și bunici în perioada asta.
având în vedere... E un mic ajutor care s-a dus și el, dacă cumva nu locuia în același loc. Și atunci... Ce zic, trebuie să ne învățăm că nevestele nu sunt mame la care ai acces sexual. Este o învățătură foarte grea. Respectiv că nu treci de la mămica la cealaltă mămică cu care te însori. Și că dacă ai copii, în afară de faptul că nu-i porți tu și nu-i naști tu, în rest, a fi părinte înseamnă a face orice lucru care ține de îngrijirea și creșterea unui copil. Deopotrivă. Asta înseamnă a fi părinte. Restul sunt povești nemuritoare. Doamna profesoară Mihaela Miroiu, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne oprim aici, ne reauzim săptămâna viitoare, sper sănătoși și repet ceea ce v-am spus la începutul emisiunii. Vaccinați-vă! Cu ce vaccin credeți că vi se potrivește? Ce vaccin aveți încredere să o faceți? Dar faceți-o pentru că boala este extrem de perfidă și când lovește neiertător și necruțător de multe ori. Eu pot să spun și eu un singur lucru. Vă rog. Vreți libertate? Ei bine, nu putem să fim liberi decât împreună vaccinați. Seară bună tuturor. Vă mulțumesc. Seară bună. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.